Câteva sute de copii au luat cu asalt parcul de agrement Teiuș din Caransebeș cu ocazia acțiunilor desfășurate de Casa de Cultură, Biblioteca și Primăria din municipiu pentru Ziua Copilului. În paralel au avut loc, începând cu ora 10, desene pe asfalt, concursuri de biciclete și role, precum și un program artistic susținut de preșcolarii și școlarii din ciclul primar și gimnazial de la școlile din municipiu. Un asemenea fundal în care copiii sunt fericiți, aleargă pe pajiști înflorite, eliberând porumbei, baloane, am considerat autoritatea publică locală și instituțiile de învățământ din municipiul Caransebeș, am considerat că astăzi să ne adunăm cu toții aici și de aici să ne ducem spre locurile de concurs. Dragi copii, bine ați venit în parcul copiilor din municipiul Caransebeș. Ca în fiecare an, în ultimii ani mai exact, Primăria Municipiului Caransebeș de ziua voastră organizează o serie de concursuri și spectacole cu premii, bineînțeles, la care voi să vă simțiți foarte bine. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți un număr atât de mare în această zi frumoasă în parc, părinților, educatorilor, tuturor cadrelor didactice care au răspuns apelului primăriei și sperăm că astăzi să fie o zi minunată pentru voi. Vă urez succes în toate competițiile și fiecare dintre voi să se întoarcă acasă cu un premiu. În costum popular din Banat. Cu ce ocazie o să dansezi astăzi? Cu ocazia că este ziua copilului. La mulți ani! Tuturor la mulți ani! Cum te cheamă? Luca Slavinia. Slavinia, câți ani ai? 6. 6 ani! Și ești cam știrbuță, nu? Încep să cadă dințișorii? Da, sunt crescalți. Ești crescalți? I-ai dat la zâna măseluță? Da. Bravo ție! În ce ești îmbrăcat azi? În costum popular. De la Armeniș. De la Armeniș, de pe Valea Timișului, zic da, bine? Da. Poți să-mi și descrii costumul? Așa. Cârpă, laibăr, chimeșă, ciupag, da. Cotrânță, poale,
și Opreg. Cu ce ocazie ai venit tu astăzi aici în Teiuș? De ziua copilului. Deci să spun la mulți ani. Da, mulțumesc. De la ce școală ești? De la Liceul Pedagogic C de Loga. Și cum te cheamă? Gherga Denisa. Câți ani ai? 13. Denisa, uite-te în cameră că ai niște ochi superbi. Mulțumesc. Spune-ne și nouă, ce ești îmbrăcat așa frumos? Sunt batic. Ie. Pentru ce ai venit astăzi în Teiuș? Pentru ziua copilului. La mulți ani. Ia să te vedem, tânere, ce frumos ești îmbrăcat. Cum te cheamă? Acenesc Adrian Marian. Ce pe cap? Pe cap port clăbăți. Clăbăți, bravo. Chimeșă, grâu și izmene. Tu o să joci astăzi pe scenă aici, în orașul copiilor? Da. Cu ce ocazie? Cu ocazia de 1 iunie, ziua copilului. Felicitări și la mulți ani! Vă mulțumesc! Am copii care reprezintă Liceul Pedagogic C de Loga din Caransebeș și astăzi, cu ocazia zilei de 1 iunie, vor juca aici pe scena din Teiuș, organizată special pentru ei, o suită de dansuri din Banatul Montan. Și avem și câțiva soliști de muzică populară care interpretează cântece populare bănățene, autentice. Printre elevi, adică vârsta? De la clasa 5 avem, deci de la 11 ani până la 14 ani, clasele 5-8, gimnaziu. Ei văd că poartă foarte cu mândrie așa costumul popular. Bineînțeles, le-am cultivat asta și noi la școală, dar vin și din familie. Și cred că este foarte frumos să păstrăm tradiția și să o ducem mai departe prin ei. Asemenea, de la ora 10 a avut loc vernisajul unei expoziții de pictură organizate de Biblioteca Mihail Halici Caransebeș în Orășelul Copiilor. De la ora 13 la Galeria de Artă Corneliu Baba a Casei de Cultură George Suru a avut loc vernisajul unei alte expoziții de pictură și artă plastică a copiilor de la Școala Specială din Caransebeș de această dată. Au fost expuse colaje din hârtie reciclabilă, desene, pictură pe sticlă, țesături, toate lucrate de elevii școlii speciale pe ateliere de lucru sub îndrumarea cadrelor didactice și directa coordonare a directorului instituției profesoara Mihaela Ghiță. Așa se exprimă ei. Este un mod de exprimare. Tot ceea ce vedeți în fața expoziției este principal un mod de a se exprima, de a-și exprima trăirile și emoțiile. Sunt, am așa modul loc naiv, cum se pricepe mai bine, emoțiile și ceea ce știu ei să facă, se regăsesc în aceste lucrări. Tot ceea ce au conceput împreună cu cadrele didactice prezente și celelalte cadre didactice care sunt în școală, trebuie să specific aici, sunt o parte dintre copii și cadrele didactice care au participat la această expoziție. Tot în programul manifestărilor zilei de 1 iunie, organizate de Primăria și Casa de Cultură, cu sprijinul Liceului Pedagogic C de Loga, sala festivă a Școlii de Muzică a găzduit de la ora 17 un concert de muzică clasică susținut de elevii premianți la diferite concursuri și olimpiade școlare. Au interpretat lucrări de Beethoven, Schubert, Mozart, Grieg și Viracini, elevii Adrian Bereșneag la pian, Ioana Ioanițescu pian, Emanuela Benec vioară și frații gemeni Alin și Sorin Pui la pian. Elevii sunt coordonați de profesorii Iancu Laurențiu, Sanda Avramescu și Delia Pui.